La solicitarea Curții de Conturi, Consiliul Local Suceava a desemnat o comisie care i-a selectat în urma unui concurs pe cei 5 membri ai viitorului Consiliu de Administrație al Societății de Transport Public Local, TPL. În acest context, managementul societății urmează a fi preluat de structura nou înființată în baza unui proiect de gestiune a activității de transport. Potrivit viceprimarului Lucian Harșovski, comisia a trimis dosarele celor 5 persoane selectate spre analiza adunării generale a acționarilor. Publicarea anunțului în presa națională pe site-ul TPL-ului și la sediul primăriei, respectiv la sediul societății de transport, s-au depus 5 dosare. Prin urmare, toți cei 5 au fost selectați și au fost transmiși mai departe prin adresă în data de 28 ianuarie către conducerea TPL, în atenția adunării generale acționarilor, care trebuie să se întrunească și să îi numească, sau poate au și ei alte puncte de vedere, să îi numească în așa fel încât să avem un Consiliu de Administrație la Societatea de Transport Public Local. Conform legislației în vigoare sunt două variante. Se alege un directorat fie din rândul celor 5 din Consiliul de Administrație, fie cei 5 pot să desemneze o conducere a societății care în termen de 90 de zile trebuie să vină să prezinte un plan de management. Cei care vor forma noul Consiliu de Administrație al societății TPL sunt Vasilică Băițan, Irina Alexandra Munteanu, Gabriel Petruc, Elena Loredana Proțiencu și Mihaela Siretean. Aceștia trebuie să revitalizeze activitatea societății în condițiile în care Primăria Suceava are datorii de 2,4 milioane lei către firmă. Aceste persoane de acum trebuie să vină cu un plan de revitalizare a societății. Vă spun că în momentul de față Primăria Municipiului Suceava are datorii către TPL de 2,4 milioane de lei și avem un buget la subvenții prins de 4,6 milioane lei, însemnând acea diferență de cost pentru abonamentele la elevi, studenți, le știți, toții sunt 25 de lei din 66, pentru pensionari care plătesc 33 de lei tot din 66. Trebuie menționat că TPL încă de la începutul anului trecut și-a noit și adunarea generală a acționarilor, din care fac parte consilierii locali Dan Roibu, Daniel Prorociuc și Cristi Crețu, toți membrii ai Partidului Național Liberal.